Mulțumim lui Dumnezeu pentru noua oportunitate pe care o pune în fața noastră de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și a descoperi lucrurile importante pentru viața noastră. De fapt, ar trebui să ne concentrăm toată atenția pe ceea ce e important, pe ceea ce e valoros. Ar trebui să nu ne pierdem în amănunte nesemnificative sau în lucruri fără valoare, pentru că nu avem timp pentru așa ceva. Și ar fi și păcat ca să pierdem lucrurile importante pentru ceva care nu are valoare. Vom vorbi despre numitorul comun. Numitorul comun al tuturor lucrurilor legate de viața noastră. Începând de la relații până la mântuire, începând de la Dumnezeu până la ultimul om, vom discuta despre numitorul comun, adică ce este cel mai important în viață și îl găsim în fiecare aspect al vieții implicat. Haideți să descoperim lucrul acesta. Voi citi o mulțime de pasaje inspirate valoroase, biblice, dar și din spiritul profetic. Și va fi o lucrare simplă ca să descoperim numitorul comun după atât de multe pasaje. Important este să înțelegem ce vrea să ne spună. Voi citi din Divina Vindecare 410, asemenea Mântuitorului nostru, ne aflăm în această lume pentru a face lucrare pentru Dumnezeu. Suntem aici pentru a deveni ca Dumnezeu în caracter și printr-o viață de slujire să-L descoperim lumii, pentru a fi împreună lucrători cu Dumnezeu, pentru a deveni ca El și a descoperi caracterul Său, trebuie să-L cunoaștem așa cum este în realitate. Trebuie să-L cunoaștem așa cum se descoperă El însuși. Aici ni se spune că suntem aici. Rațiunea existenței noastre pe acest pământ este de a deveni ca Dumnezeu un caracter și apoi, printr-o viață de slujire, să-L descoperim mai departe lumii. Deci aceasta e rațiunea existenței noastre. Să fim ca El în caracter. În cartea Educație 225 citesc, formarea caracterului este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor omenești. Și studierea ei cu sârguință n-a fost niciodată mai înainte așa de importantă ca acum. Cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor omenești, iar în timpurile acestea, timpurile finale, devine cu atât mai importantă ca oricând. Formarea caracterului. Cea mai importantă lucrare. Rațiunea vieții noastre este de a fi ca Dumnezeu în caracter. Haideți să începem chiar cu problemele care au început în ceruri. De ce Lucifer, adică acel heruvim strălucitor numit atunci Lucifer, a devenit Satana sau diavol? Ce s-a întâmplat cu el? Isaia 14:13, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Care e problema? De ce a devenit Lucifer diavol și Satana? De ce din Lucifer a devenit un diavol? Păi vedem că are probleme de caracter. Nu? Pierde caracterul lui Dumnezeu și devine egocentric. Nu? Prima tendință, mă voi sui totul pentru el. Obsedat de sine. Nu? Acesta e o problemă de caracter. Deci ceea ce a făcut dintr-un înger strălucitor un diavol, sunt probleme de caracter, frații mei. De ce nu mai este îngerul strălucitor? Pentru că a pierdut caracterul lui Dumnezeu și a căpătat un alt caracter rău. Vedem egocentric, plin de egoism. Ezechiel 28:17, tot despre el, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseței tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Deci egocentric, plin de mândrie, de îngânfare. Ioan 8:44, voi aveți de tată pe diavolul, vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevărul, de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui că ce este mincinos și tatăl minciunii. Iată-l că devine înșelător și ucigaș, adică plin de resentimente, plin de ură.
de răutate, îl găsim egocentric, plin de mândrie, plin de înșelăciune și minciună, plin de răutate până la ucidere. Apocalipsa 12 cu 9 și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satan, acela care înșală întreaga lume. Dintr-o ființă sinceră și onestă devine un înșelător, un viclean. Cel viclean. Chiar așa este și numit, cel viclean, nu? Deci, care este problema? Problema e caracterul. Pierde caracterul minunat al lui Dumnezeu și dobândește un alt caracter marcat de egoism, de mândrie, de ură, de viclenie, de perfidie. Deci problemele din cerul sau au fost probleme tot de caracter până la urmă, nu? Scopul și rațiunea vieții noastre de a fi asemenea în caracter cu Dumnezeu. Voi citi din Isaia 60, versetele 1 și 2. Scoală-te, luminează-te, în traducerea engleză, scoală și luminează. Căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Aici se vorbește de negura adâncă, de întunericul care acoperă popoare. Nu e vorba de întunericul fizic, e vorba de un alt tip de întuneric, un întuneric spiritual. Ce este acest întuneric? De este nevoie ca slava Domnului să răsară. Ce este slava Domnului și ce este întunericul? Am să citesc un pasaj din Hristos Lumina Lumii, capitolul 22, Dumnezeu cu noi. Pământul era întunecat din cauza înțelegerii greșite a caracterului lui Dumnezeu. Pentru ca umbrele acestea întunecoase să poată fi luminate, pentru ca lumea să poată fi adusă înapoi la Dumnezeu, puterea înșelătoare a lui Satana trebuia să fie sfărâmată. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi. Caracterul său trebuie să fie arătat în contrast cu caracterul lui Satana. Deci ce este întunericul? Imaginea greșită a lui Dumnezeu. Concepții greșite despre Dumnezeu. Cine s-a ocupat cu toate chestiile astea ca să le promoveze și să umple lumea? Satana. A fost lucrarea lui specifică de a îl prezenta într-un mod cu totul greșit pe Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu este necunoscut în lume. Asta e întuneric. Oamenii nu îl cunosc pe Dumnezeu, chiar oamenii religioși nu îl cunosc pe Dumnezeu și nu înțeleg caracterul. Slava lui Dumnezeu care urmează să răsară și să lumineze întunericul este chiar descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Citesc din Review and Herald, 10 februarie 1891, Satana și-a aruncat umbrele de-a lungul căii fiecarei ființe omenești ca să poată reprezenta greșit pe Dumnezeu în fața lumii. El a îmbrăcat caracterul lui Dumnezeu cu atribute satanice, în totală contradicție cu adevărul. El l-a zugrăvit ca pe o ființă plină de răzbunare, ca pe un legiuitor al cărui lege este dincolo de posibilitatea omului de a o ține și a implantat vrăjmășie în inima păcătosului ca om neregenerat să fie în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Aceasta e impresia pe care a produs-o Satan asupra minții omenești. Acesta este întunericul, cu alte cuvinte. L-a zugrăvit pe Dumnezeu în atribute satanice, deci a făcut ca oamenii să nu mai cunoască pe Dumnezeu cine este. Deci, o mare controversă universală care a coborât aici pe pământul nostru, se dispută, este referitoare la cum este Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu e o problemă. De ce Satana l-a zugrăvit cum nu trebuie? Nu, deseori ne mor copiii, sau deseori se întâmplă războaie, mor oameni. Sunt oameni care suferă nedreptăți, sunt oameni aparent buni sau cuminți care pățesc lucruri rele. Și degetele se îndreaptă răutăcios către Dumnezeu și spune, unde este Dumnezeu? Cum este Dumnezeul acesta? Dar permite așa ceva? Nu? De ce face lucrul acesta? De ce ne-a luat Dumnezeu copilul? De ce permite Dumnezeu să trăim? Și în felul acesta, caracterul lui este pus sub semnul întrebării. I se atribuie caracteristici sau atribute care nu-i aparțin de fapt. Acesta e întunericul. Satana ne-a făcut să credem cum nu este Dumnezeu. L-a prezentat, l-a zugrăvit într-o manieră greșită. Deci, din nou, e problemă de caracter. Lucifer a căzut datorită caracterului. A devenit diavol pentru că are un caracter. Un caracter de diavol. Ce este legea?
Legea lui Dumnezeu, prin însăși natura ei, este neschimbătoare. Ea este descoperirea voinței și caracterului autorului ei. Dumnezeu e iubire și legea sa este iubire. Cele două mari principii ale ei sunt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de om. Dragostea e împlinirea legii. Caracterul lui Dumnezeu este neprihănirea și adevărul și aceasta este și natura legii sale. Deci, legea este expresia caracterului lui Dumnezeu. Și atunci când prezentăm legea într-un mod dur și fără dragoste, înseamnă că prezentăm nu doar legea fals, ci prezentăm caracterul lui Dumnezeu într-un mod fals. Și aceasta este una din manierele în care chiar adventismul a prezentat natura legii lui Dumnezeu. Dar legea este iubire pentru că Dumnezeu este iubire, iar legea este expresia caracterului lui Dumnezeu. Din nou caracterul, nu? V-am dat deja răspunsul care e numitorul comun până la sfârșit. O să fie aproape obsedantă ideea aceasta. Există doar două categorii de oameni pe acest pământ. Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Sunt unii care vor câștiga viața veșnică, nu? Aceștia sunt cei care să te cunoască, viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Cei care vor pierde viața veșnică este cei care nu îl vor cunoaște pe Dumnezeu cum este adevărat. În lume, scrie Ellen White în Review and Herald, tot 10 februarie 1891, în lume există numai două categorii de oameni, cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu îl cunosc. Omul spiritual aparține primei categorii, omul firesc aparține cele de-a doua, iar categoria de care aparținem este determinată de concepția noastră despre caracterul Tatălui și al Fiului. Poziția noastră este determinată că suntem firești sau spirituali de concepția pe care o avem cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Din nou, caracterul este problema disputată. Poziția noastră într-o ceată sau alta, și nu există decât doar două cete, este determinată de felul în care îl percepem și ne raportăm la caracterul lui Dumnezeu. Ce înseamnă planul de mântuire? Nu. Biblia în întregime vorbește numai de planul de mântuire, dar trebuie să vedem linia de aur, firul care străbate de la Geneza până la Apocalipsa. Care e planul de mântuire? Ce scop are? Coloseni 1:26-27, vreau să zic, taina ținută ascunsă de veacuri și din veșnicie de Dumnezeu, dar descoperită acum sfinților săi, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care e bogăția slavei acestei. Tainei acestea între neamuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Educație 123, tema de căpetenie a Bibliei, subiectul în jurul căruia gravitează întreaga carte, planul de mântuire, adică reconstituirea chipului Dumnezeu în sufletul omenesc. Cartea aceasta în întregime vorbește de felul în care Dumnezeu vrea să-l salveze pe om și, cu alte cuvinte, cum trebuie să fie reconstituit, refăcut, restaurat chipul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu în oameni. Oamenii au pierdut ce? Caracterul lui Dumnezeu. Au fost făcuți după chipul și asemănarea lui. Nu mai arătăm nici pe departe așa cum arăta Dumnezeu. Am pierdut caracterul lui, nu? Și am dobândit un alt caracter. Caracterul celui care conduce lumea aceasta. Planul de mântuire este să reconstruiască caracterul divin în oameni. Asta este planul de salvare. Cu asta se ocupă întreaga carte. Din păcate, atât de puțin chiar religios se ocupă cu, înțeleg, natura planului de mântuire și scopul lui și prea puțin se vorbește despre faptul că ăsta e scopul planului de mântuire. De ce? Pentru că oamenii rămân tot deformați, iar acest plan nu se împlinește chiar în cei care spun că sunt studioși ai Scripturii. Care a fost misiunea specială a Domnului Iisus în această lume? Ioan 17:25, neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut. Dar eu te-am cunoscut și aceștia, ucenicii, au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut pentru ca dragostea cu care tu m-ai iubit să fie în ei și eu să fiu în ei. Eu am făcut cunoscut numele tău. Aceasta a fost misiunea lui. Când Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a rostit numele. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de iubire și de bunătate, plin de credincioșie, care iartă fără de legea. Nu.
și în același timp este drept, nu s-o cotește pe cel vinovat, drept nevinovat. E caracterul lui. Numele lui Dumnezeu este caracterul lui. Și Domnul Iisus a venit să facă cunoscut numele lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, caracterul lui. El asta a venit să le descopere oamenilor. Îi spunea lui Toma, Ioan 14:9, Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut Filipe, lui Filip, nu Toma. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. El a venit să descopere caracterul lui Dumnezeu. Asta a fost misiunea principală, mai mult decât salvarea omului. Salvarea omului era inerentă descoperirea acelui caracter. Dacă nu descoperea acel caracter, nu putea să-l salveze pe om. Și era nu doar problema salvării omului, era problema stabilității întregului univers, să descopere cum este Dumnezeu și ce face în timp de criză. Și asta însemna doar descoperirea caracterului Dumnezeu. Și cine putea să descopere caracterul lui Dumnezeu decât Fiul Său, care este asemenea Tatălui în caracter? Singurul care îl putea descoperi pe Dumnezeu. Așa că tot problema de caracter, tot caracterul a fost la mijloc. Hristos avea mereu înaintea ochilor rezultatul misiunii sale. Viața sa pământească, plină de atâta trudă și jertfire de sine, era înviorată la gândul că toată această muncă a sa nu va fi în zadar. Dându-și viața pentru viața oamenilor, el avea să restabilească în om chipul lui Dumnezeu, el avea să ne ridice din țărână, să ne remodeleze caracterul după modelul propriului său caracter și să ne înfrumusețeze cu propria sa slavă. Divina Vindecare, 506 pagina. Acesta a fost scopul sacrificiului și a lucrării lui Hristos, să ne remodeleze după propriul său caracter. De asta a suferit, de asta s-a chinuit, de asta a murit, ca să ne remodeleze caracterul după slava divină, după chipul lui Dumnezeu. Înseamnă că dacă nu se ajunge aici, scopul nu se împlinește. A murit degeaba, a lucrat degeaba. Caracterul ar trebui să fie din nou, în prim plan, pentru că este numitorul comun. Îl întâlnim la orice citate, îl întâlnim la orice problemă, dar și la orice binecuvântare. Mântuitorul dorește să manifeste harul său și să imprime caracterul său întregii lumi. Ea este stăpânirea răscumpărată de el și dorește să-i facă pe oameni liberi, curați și sfinți. Hristos, Lumina Lumii, 828 pagina. Așa, care este idealul care ne pune în față? Hristos, Lumina Lumii, pagina 312. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii săi este mai înalt decât cel mai înalt gând la care poate ajunge o minte omenească. Fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Porunca aceasta este o făgăduință. Planul de mântuire urmărește recuperarea noastră totală de sub puterea lui Satana. Satana jubilează când aude că cei care se numesc urmașii lui Hristos aduc scuze pentru nedesăvârșirile caracterului lor. Tocmai scuzele acestea conduc la păcat. Nu există scuze pentru păcat. E posibil ca fiecare copil al lui Dumnezeu, pocăit și credincios, să aibă un caracter sfânt și o viață asemănătoare cu al lui Hristos. Idealul caracterului creștin este asemănarea cu Hristos. După cum Fiul omului a fost desăvârșit în viața sa, tot așa și urmașii lui trebuie să fie desăvârșiți în viața lor. Hristos, Lumina Lumii, pagina 312. Idealul pe care îl pune Dumnezeu în fața copiilor săi este să fie asemenea cu Hristos în caracter, asemenea cu El. Asta e idealul. Asta e ținta, la asta trebuie să privim. Dar nu prea pare că este țintă. Nici în adunările religioase rar se audă să se discute în plan serios despre acest subiect. Măcar că e numitorul comun. Rar contează caracterul. Caracterul undeva lăsat la urmă. E vorba de doctrine, de dogme, de alte chichițe teologice care stau în prim plan. Nu vedem muntele, nu vedem cele mai importante lucruri și ne ocupăm de alte chestiuni. Acesta e idealul, asta îi spune Dumnezeu ca vis, ca ideal, ca ținta vieții. Scopul cuvântului Dumnezeu, nu? Și acesta a fost foarte mult deturnat. De ce citim Biblia? Ce scop are Biblia? De ce Dumnezeu ne-a trimis cuvântul Său, nu? Cuvântul Său este viu și lucrător, nu? Și schimbă, cercetează și schimbă. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. A sfinți înseamnă o viață sfântă, un caracter sfânt.
Căci tocmai acesta a fost scopul pentru care a fost trimis în lume cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca el să poată controla viața și transforma caracterul. Fundamentele educației creștine, pagina 202. Acesta e scopul cuvântului Dumnezeu, să controleze viața și să transforme caracterul. Îl citim noi pentru acest scop fundamental. Pentru asta ne-a fost dat, numai că numai asta nu face. În creștinism devine armă teologică cu care să-i pui la punct pe ceilalți. Devine o carte de doctrină, o carte de teorii goale. I-a fost deturnat scopul adevărat, oamenii nu sunt schimbați. O citesc doar ca o carte bună, ca o carte de morală, ca altceva, dar nu are scopul de a transforma caracterul și a controla viața. Și acesta este scopul cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Sfintele Scripturi sunt principalul mijloc folosit în lucrarea de transformare a caracterului. Domnul Hristos se ruga, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dacă este cercetat și trăit, cuvântul lui Dumnezeu lucrează asupra inimii, supunând orice trăsătură de caracter nesfințită. Pildele Domnului, pagina 64. Deci, scopul Bibliei este să transforme caractere, să transforme vieți. Caracterul, din nou, numitorul comun, este scopul acestui cuvânt. De aceea ar trebui să-l citim, iar dacă îl citim pentru altceva, îi deturnăm, îi schimbăm scopul și jefuim Scriptura de puterea ei transformatoare. De fapt, Biblia a fost jefuită de această putere în multe cercuri religioase. Romanii 1:16. Ce este Evanghelia? Ce e religia adevărată? Mulți spun religia noastră, religia mea, religia părinților noștri. Eu nu ies din religia mea, dar ce e religia adevărată? Ce e religia lui Hristos? Ce este Evanghelia până la urmă? Căci mie, Romanii 1:16-17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, că lor le-a fost prima dată adus, apoi grecului. Deoarece în ea, în Evanghelie, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Această Evanghelie e puterea transformatoare care îi mântuiește pe oameni și care descopere o neprihănire pe care o dă Dumnezeu omului care crede. Cine neprihănirea asta pe care ne-o dă Dumnezeu decât caracterul lui? Caracterul lui este neprihănit. Asta este ceea ce ne dă el și asta este exact ce avem noi. Deci Evanghelia ce face? Adevărata Evanghelie. Și ai grijă dacă asculți adevărata Evanghelie și dacă crezi adevărata Evanghelie. Această Evanghelie descoperă o neprihănire. Caracterul pe care Dumnezeu ți-l dă dacă crezi. Este viața lui Dumnezeu care a fost dată, care mi-a fost dată prin Hristos. Hristos a venit să ne remodeleze caracterul. Despre asta vorbește Evanghelia. Asta e Evanghelia adevărată. Ai grijă ce auzi și ai grijă unde ești condus. Ai grijă cu ce te ocupi, că numitorul comun este schimbarea vieții, schimbarea caracterului. Religia lui Hristos transformă inima. Ea face din cel lumesc un om a cărui minte îndreptată spre cele cerești. Sub influența ei, egoistul devine altruist. Pentru că acesta este caracterul Domnului Hristos. Cel necistit, cel ce gândește numai la rău, devine drept în așa fel încât este a doua natură ca să facă altora ceea ce el ar dori ca alții să-i facă. Cel destrăbălat este schimbat de la necurăție la curăție, el își formează obiceiuri corecte pentru că Evanghelia lui Hristos a devenit pentru el un miros de viață spre viață. Mărturii pentru comunitate, volumul 5:346. Religia lui Hristos transformă omul, îi dă alt caracter. Asta e religia adevărată? Asta e semnul ei? De ce ne-a fost dată mintea? Ce rost au facultățile minții? Și Satana are capacități intelectuale extraordinare, diavolul. Dar le-a pervertit scopul. De ce să fii, să ai atâtea capacități ale minții? Cu ce rost? Pe lângă de a cunoaște ceea ce se întâmplă în jurul tău. Mintea este grădina, caracterul este fructul. Dumnezeu ne-a dat talente ca să le cultivăm, să le dezvoltăm. Propria noastră cale determină caracterul nostru. Mintea e grădina, dar poți să ai grădină și să nu ai roade. Da? Uneltele pentru formarea caracterului sunt capacitățile minții. Mintea te ajută să formezi caracter.
caracterul este marele seceriș al vieții, cugetări de pe muntele fericirii, pagina 91. Aceasta e comoara în vederea căreia ne îndeamnă Domnul să lucrăm. Caracterul este marele seceriș al vieții. Vara a trecut, secerișul s-a dus și noi suntem tot nemântuiți, nu? Spune profetul Ieremia. Care e secerișul? Ce o să seceri din viață ultima dată? Ce o să poți să iei ultima dată? Sigur, singurul lucru care îl putem lua este caracterul, e marele seceriș al vieții. Dacă ai ce secera. Un caracter format după chipul și asemănarea caracterului divin este singura comoară pe care o putem lua cu noi din lumea aceasta în cea veșnică. Cei care se află sub îndrumarea și instruirea Domnului Hristos în această lume vor duce cu ei în locuințele cerești orice calități dumnezeiești obținute aici. Iar în cer noi vom continua să creștem spre perfecțiunea absolută. Cât de importantă este deci dezvoltarea caracterului în viața aceasta? Parabolele Domnului, pagina 333. Singura comoară pe care o putem duce mai departe. Caracteristicile care le-am dezvoltat aici din caracterul lui Dumnezeu vor putea să fie duse mai departe. Altceva nu vom lua nimic de aici. Așa că ceea ce ne înconjoară sunt lucruri fără preț. Și totuși ne macină, ne mănâncă existența, ne consumă timpul și talentele. Lucrarea Duhului Sfânt. Nu. Se vorbește și există o mare, mare confuzie la capitolul acesta. Nu. Toți vorbesc de Duhul Sfânt. Toți vorbesc de aici lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează cu biserica noastră. S-a întâmplat nu știu ce minun. Duhul Sfânt face nu știu ce. Dar Biblia ne dă o altă caracteristică clară a lucrării pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Galateni 5:22-23. Roada Duhului. Dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Roada Duhului ce este? Ce erau toate acestea? Sunt trăsături de caracter, caracterul lui Dumnezeu, nu? Roada Duhului este caracterul lui Dumnezeu, care e dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, nu? Când lucrează Duhul lui Dumnezeu într-un om, roadele care se văd este... Sunt acestea. Este caracterul divin întipărit în om. Atunci, sigur, a lucrat Duhului Dumnezeu. Aia e roada sigură a lucrării lui. Alte lucruri pot să fie contestate. Nu poate să... Și satana lucrează cu putere, poate să facă minuni, poate să dispute teologice, chestii de învățături, sau asta pot să fie disputate. Dar cu siguranță, dacă îi se schimbă caracterul cuiva, e roada Duhului. Dacă se vede în el caracterul divin, aceste trăsături, cu siguranță Duhul lui Dumnezeu produce așa ceva, nimeni altcineva. Nici o forță nu poate lucra așa ceva. Caracterul nu este transferabil. Nimeni nu poate crede pentru altul, nimeni nu poate primi Duhul pentru altul, nimeni nu poate împărți caracterul său cu un altul, pentru că el, caracterul, este un rod al lucrării Duhului Sfânt. Parabolele Domnului, pagina 413. Caracterul este rodul lucrării Duhului Sfânt. Deci asta lucrează Duhul lui Dumnezeu în oameni. Și dacă nu lucrează, înseamnă că nu lucrează Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu asta se întâmplă, înseamnă că nu Duhul lui Dumnezeu. Deci numitorul comun este caracterul. Cine va hotărî destinul nostru? Apartenența de nu știu ce biserică? Faptul că te-ai născut din părinți credincioși, faptul că ai fost într-o slujbă religioasă, că ai fost episcop, președinte de conferință sau nu știu ce, sau papă? Nu. Recolta vieții este caracterul și acest lucru determină destinul atât pentru viața aceasta cât și pentru viața viitoare. Educație, pagina 110. Recolta vieții este caracterul, e marele seceriș, dar în același timp, acesta, caracterul, determină destinul. Deci destinul nu e ceva implacabil, ci ceva ce-l formezi, cu alte cuvinte. Așa mi-e scris, așa mi-a fost soarta. Nu, destinul tău este hotărât și aici. Cum vei trăi? Ce influență vei avea și ce tip de viață vei avea? Ce tip de relații sau ce vei face? Este hotărât de caracter. Caracterul tău atinge relațiile, atinge misiunea, atinge tot. Pentru că ăla ești tu, de fapt. Este exact ceea ce te definește pe tine. Dar în același timp hotărăște destinul tău veșnic. Nu doar destinația ta aici, ci destinația ta acolo. În lumea, cum se spune, lumea de apoi.
Cu sufletul nu ne putem juca. Capitalul vostru este caracterul vostru. Păstrați-l cu grijă ca pe o comoară de mare preț. Curăția morală, simțământul propriei valori, o rezistență puternică, toate acestea trebuie păzite cu hotărâre și mod continuu. Căminul Adventist 405 pagina. Capitalul vostru este caracterul vostru. Asta e averea voastră? Nu. Asta va stabili dacă sunteți foarte bogați sau foarte săraci. Asta definește cât capital avem. Și cu asta nu trebuie să ne jucăm, nu? Aici orice pierdere este o pierdere teribilă, copleșitoare. Orice câștig este un câștig veșnic, foarte valoros. Capitalul unui om este caracterul pe care îl are. Nu bani în bancă, nu conturi. Nu, nimic de genul acesta. Cea mai evidentă dovadă că Iisus venea de la Dumnezeu era faptul că viața lui descoperea caracterul lui Dumnezeu. El împlinea lucrările și rostea cuvintele lui Dumnezeu. Astfel de viață este cea mai mare minune. Hristos, Lumina Lumii, 408. Dovada mesianității lui era caracterul care îl avea și care era caracterul lui Dumnezeu. Asta era cea mai mare dovadă și este cea mai mare minune. Cea mai mare minune care se poate găsi în lumea aceasta e un caracter asemenea lui Dumnezeu. E o minune, un miracol ca pe terenul acesta unde diavolul se joacă și a distrus mințile și caracterele oamenilor, să vezi caracterul lui Dumnezeu. Asta este minunea lui Dumnezeu. E cea mai mare minune. Să căutăm astfel de minuni, nu alte lucruri care țin de extaz sentimental sau de alte miracole obișnuite. Sanctuarul. Li s-a dat tabernacolul să-l construiască în pustie și mai târziu templul a fost construit. Care a fost scopul sanctuarului? Pentru construirea sanctuarului ca locuința lui Dumnezeu, lui Moise i s-au dat instrucțiuni să facă toate lucrurile după modelul lucrurilor din ceruri. Dumnezeu l-a chemat pe munte și a descoperit lucrurile cerești, iar tabernacolul cu tot ceea ce ținea de el a fost lucrat după chipul celor văzute acolo. Așadar, lui Israel, în mijlocul căruia a dorit să locuiască, i-a dezvăluit gloriosul său caracter desăvârșit. Modelul a fost arătat pe munte. De fapt, toată împodobirea aceea nu era că avea nevoie Dumnezeu de nu știu ce vopsel, că avea nevoie Dumnezeu nu știu ce chenare făcute acolo, de nu știu ce îngeri polăiți, ca și când Dumnezeu e încântat de lucrări de artă făcute de oameni. Nu asta era ideea. Ideea era că ei trebuia să înțeleagă ce caracter perfect, ce caracter frumos, ce caracter armonios este caracterul lui Dumnezeu, care era darul lui Dumnezeu pentru ei prin Hristos. Asta era slujba templului, asta era pur și simplu scopul tabernacolului, asta a fost modelul care l-a arătat pe munte, dar nu am înțeles niciodată lucrul acesta, s-au legat de o clădire. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, dar caracterele erau vai și amar. Nu erau caractere care se reprezinte pe Dumnezeu. Scopul construirii sanctuarului a fost să le arate caracterul divin. Dar scopul educației. Ce înseamnă educație? Pentru care copiii trudesc atâția ani. Care-i scopul educației până la urmă? Adevărata educație nu ignoră valoarea cunoașterii științifice sau a valorilor literare. Ea pune însă puterea mai presus de informație, deasupra puterii bunătatea, deasupra culturii intelectuale caracterul. Lumea nu are o nevoie atât de mare de oameni cu un intelect puternic cât de oameni cu un caracter nobil. Are nevoie de oameni în care calitățile se află sub controlul principiului statornic. Educație 226. Deasupra tuturor, a cunoștințelor literare, a descoperirilor de știință, e caracterul. Lumea are probleme datorită caracterului. De aceea sunt războaie, de aceea e foamete, de aceea nu se rezolvă problemele, datorită caracterului. Iar educația care formează societatea ar trebui să formeze oameni de caracter. Asta ar trebui să fie scopul educației. Numai asta nu se dezvoltă în educația obișnuită. De ce? Ce se predă? Care este ținta educației sau care educație obișnuită? Ce realizează? Ce dezvoltă în copii? Egoismul, normal, egoismul, fiecare pentru sine, nu? Concurența, premiul, ridicarea unora deasupra celorlalți, nesocotirea drepturilor și nevoilor omului. Lucrurile acestea sunt predate și sunt întipărite în an bun de școală, caracterul nu contează. Și oamenii după ani de zile se cred educați, dar ratează scopul adevăratei educații. Marea lucrare a părinților și educatorilor este formarea caracterului, căutând să refacă imaginea lui Iisus în aceea care se află în grija lor.
cunoștința științifică devine lipsită de importanță pe lângă acest măreț cel, dar întreaga și adevărata educație poate să ajute la dezvoltarea unui caracter neprihănit. Formarea caracterului este lucrare de o viață pentru veșnicie. Sfatul pentru educatori, părinți și elevi. Pagina 60. Sigur, educația lumească nu îndeplinește lucrul acesta. Ceea ce se face, se practică sub numele de educație actual, ratează scopul adevăratei educații. De aceea, fiecare părinte și fiecare educator adevărat care vrea să-i dea o educație reală, ar trebui să nu rateze scopul acesta. Dacă pierzi scopul unui lucru, atunci însă rațiunea existenței lui trebuie dispare. Deci, mai bine nimic decât dacă se pierde scopul. Nimic. Deci, oamenii capătă cunoștințe științifice, poate, deși multele sunt denaturate, inclusiv cunoștințele științifice, medicina și știința are atât de multe erori. Dar fără caracter îi face aroganți, îi face egoiști, îi face lipsiți de milă, îi face infatuați. Și lumea piere și are atâtea probleme datorită acestor lucruri. Lucrarea părinților înțelepți nu va fi niciodată apreciată de lume, însă când va începe judecata și se vor deschide cărțile, lucrarea lor va fi apreciată așa cum o vede Dumnezeu și va fi răsplătită înaintea oamenilor și a îngerilor. Se va vedea că un copil care a fost crescut pe calea credinței a fost o lumină pentru lume. A costat lacrimi și îngrijorare și nopți nedormite pentru supravegherea formării caracterului acestui copil, însă lucrarea a fost făcută cu înțelepciune, iar părinții vor auzi glasul stăpânului: bine, rob bun. Căminul Adventist 537. După cum este modelat un palat, tot astfel caracterele copiilor sunt formate în școala căminului, în Îndrumarea copilului, pagina 20. Lucrarea părinților cu copilul trebuie să înceapă în frageda lui pruncie, ca el să poată primi impresia cea corectă asupra caracterului, înainte ca lumea să-și pună amprenta ei pe minte și pe inimă. Revue Herald, 30 august 1981. Caracterul e problema părinților. Asta este scopul pentru care ei trebuie să muncească, să lucreze. Asta trebuie să dorească într-un mod suprem să vadă în copii, dacă nu le oferă un caracter adevărat, bun și virtuos, nu le-a dat nimic. Nu i-au educat, pur și simplu. Și câți copii primesc un astfel de caracter divin, nu? Câți părinți vor auzi la ziua judecății: bine, rob, bun și credincios, pentru ți-ai îndeplinit misiune? Prea puțin. Pentru că prea puțin s-au luptat pentru caracter, s-au luptat pentru renume, s-au luptat să ajungă oameni de influență, oameni cu bani, oameni care să nu servească, ci să fie slujiți. Care este exact inversul, de fapt, a ceea ce face Dumnezeu cu noi, cu toți. Dumnezeu ne slujește. Dacă nu ne-ar sluji, n-am mai exista. De aceea au ratat foarte mulți părinți scopul. Scopul educației, scopul lucrării părinților și a profesorilor trebuie să fie dezvoltarea unui caracter asemenea lui Hristos, un caracter virtuos. Cel mai bun test pentru creștinismul unui cămin, zice că e familie creștină, nu? Cel mai bun test pentru familie creștină este caracterul format prin influența sa. Faptele vorbesc mai bine decât cea mai bună mărturisire de credință. Dacă vrei să vezi niște părinți foarte pompoși, care pretind că sunt credincioși, vrei să vezi dacă au credință sau nu, uită-te la ce au făcut copiilor. Și atunci aia îți vorbește clar despre credința lor adevărată, creștinismul lor adevărat, să vede rezultatul. Dacă aveau creștinism, știau să formeze în copii calitățile divine. Vezi copiii vraiște, îți dai seama că pretenția lor e absurdă și că n-au niciun creștinism în realitate. Ceea ce face caracterul frumos în cămin este ceea ce face caracterul frumos în locuințele cerești. Cu alte cuvinte, ce suntem în familia aia, vom fi în ceruri. Măsura creștinismului vostru este apreciată după caracterul vostru în viața de familie. Harul lui Hristos îi face în stare pe cei ce îl posedă să facă din cămin un loc fericit, plin de pace și odihnă. Dacă nu aveți Spiritul Domnului Hristos, nu-i aparțineți și nu-i veți vedea niciodată pe sfinții răscumpărați în împărăția sau uniți cu el în fericirea cerului. Dumnezeu dorește să vă consacrați cu totul lui și să-i reprezentați caracterul în cercul familiei. Semnele timpului, 14 noiembrie 1892. Deci, din nou, ceea ce suntem în familie, caracterul de aici va fi transportat mai departe. Sigur, dacă nu avem un caracter hristic, un caracter divin, nu vom ajunge în ceata fericită a sfinților. Scopul căsătoriei. Care este scopul căsătoriei? Dumnezeu a făcut din bărbat o femeie ca să-i fie tovară și ajutor, care să fie una cu el, să-l înveselească, să-l încurajeze, să-i fie o binecuvântare, iar el, la rândul lui,
să-i fie un ajutor puternic. Toți aceia care pășesc în relația de căsătorie, având un scop sfânt, soțul de a dobândi sentimentele curate ale unei inimi de femeie, femeia de a înmuia și îmbunătăți caracterul soțului ei și de a-l desăvârși, îndeplinesc scopul lui Dumnezeu pentru ei. Ei trebuie să se ajute reciproc pentru a-și forma caractere. Soția, prin faptul că are ceva feminin, dacă mai are ceva feminin, dacă păstrează ceea ce i-a dat Dumnezeu, ar trebui să-l moaie, să-l facă mai delicat, mai dulce. Soțul ar trebui să o facă curajoasă, să o facă puternică. Deci, propriu zis, se ajută în formarea caracterului. Nu se distrug, nu sunt alte scopuri. Sigur, oamenii au o grămadă de alte scopuri. Căsătoria și scopul a fost pervertit. Câți oameni se ajută pentru ca să crească în caracter? Sau se distrug reciproc? Se unesc și ajung să fie o pagubă lucrul acesta. Dar scopul căsătoriei este restaurarea chipului Dumnezeu în om. Domnul Hristos a venit nu să distrugă această instituție, ci să o readucă la sfințenia și noblețea sa originale. L-a venit să restaureze chipul moral al lui Dumnezeu în om. Și această lucrare a început-o punându-și aprobarea asupra căsătoriei. Camino Adventist, pagina 100. Deci, să restaureze chipul moral în om. Și Dumnezeu de aceea a început cu minunea de a anunta din Cana. Dar lucrarea lui a fost dar nobila pe om. Aceasta a fost lucrarea lui. Și în primul rând vrea să înceapă cu familia. Suntem o familie pentru ca să ne ajutăm să dobândim caractere cerești. Nu alte scopuri. Alte scopuri înseamnă deturnare, pervertire. Care e garanția unei căsătorii reușite? Ce ar trebui cei doi tineri să caute ca să aibă o căsătorie reușită? Nu? La ce ar trebui să se uite și ce ar trebui să aibă în vedere? În alegerea soției, studiază-i caracterul. Va fi răbdătoare și sârguincioasă? Sau va înceta să-i pese de tatăl tău și de mama ta chiar în momentul când aceștia au nevoie de sprijinul unui fiu puternic? Sau va încerca să te despartă de ei pentru aș aduce la îndeplinire propriile planuri, pentru plăcere proprie, părăsindu-i pe tata și pe mama, care în loc să câștige o fică iubitoare, vor pierde un fiu. Camino Adventist, pagina 47. Deci în alegerea soției, uite-te ce caracter are, că asta e garanția de mai târziu a stabilității și a fericirii căminului. Orice tânără trebuie să-l accepte ca tovarăș de viață numai pe acela care posedă trăsături curate de caracter, bărbătești care harnic, plin de aspirații și cinstiți și care iubește să teme de Dumnezeu. Camino Adventist, pagina 48. Deci tânăra ar trebui să vadă la el, posedă trăsături curate de caracter. Nu are caracter. Băiatul ăsta cu care o să-mi unesc viața. Nu, are mașină, e frumos, e chipe și e... Nu, e bogat, e influent, are familie înstărită, nu știu ce-mi cumpără, nu știu ce-mi face. Pentru că dacă urmărim astfel de lucruri josnice, vom avea parte de o astfel de căsătorie de factura aceasta. Care e scopul lui Dumnezeu pentru biserica sa? Dumnezeu l-a ales pe Israel ca să descopere caracterul său oamenilor. El dorea ca ei să fie în lume ca niște fântâni ale mântuirii. Istoria Faptelor Apostolilor, pagina 15. Planul său era să facă din acest neam de robi un popor care avea să descopere caracterul său națiunilor idolatre ale lumii, Fundamentele Educației Creștine, 506. Mântuitorul dorește atât de mult ca slujitorii săi să reprezinte lumii spiritul și caracterul său. Nu există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie ca de manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Întreg cerul așteaptă bărbați și femei prin care Dumnezeu să poată descoperi puterea creștinismului, Istoria Faptelor Apostolilor, pagina 601. Iar după Rusalii citim ucenicii, un singur interes îi stăpânea pe toți, un singur subiect însuflețitor le absorbise pe toate celelalte. Năzuința credincioșilor era să dea pe față asemănare cu caracterul lui Hristos, să lucreze pentru întinderea împărăției sale. Istoria Faptelor Apostolilor, pagina 49. Numitorul comun? Caracterul. Când au fost plini de Duh, au înțeles în sfârșit scopul și asta a fost năzuința lor care le-a absorbit pe toate celelalte. Să fie tot mai asemenea caracterului Domnului Iisus. Asta e scopul pentru biserică. Biserica nu a fost inventată ca să fie nu știu ce instituție pompoasă care să monopolizeze adevărul și să spună veniți la noi. Să se prezinte pe sine, nu? Sau să fie o instituție cum este. O instituție lumească, nu care să funcționează pentru bani, pentru pompă, pentru renume. Un scop în sine, biserica. Nu, scopul bisericii a fost de a descoperi caracterul lui Dumnezeu oamenilor. În Israel n-am plinit scopul acesta și ca atare au fost ridicați alții. Și alții care pierd din vedere tot mereu scopul pentru care a apărut
biserica. Suntem aici să-L descoperim pe Dumnezeu. Nu îndeplinim scopul, înseamnă că nu are rost rațiunea existenței noastre. Orice biserică care nu-L descopere pe Dumnezeu și-a pierdut motivația ca să existe. Și îndrăznesc să spun că atâtea biserici nu ar trebui să existe, pentru că numai asta nu fac, ci îl prezintă într-o manieră total greșită pe Dumnezeu, Evanghelia și calea Lui. Așa că adevărata biserică o vom recunoaște, dacă înțelegem numitorul comun. Da? Prin încercări și persecuție, slava caracterului Dumnezeu este descoperită în cei aleși ai Săi. Biserica lui Dumnezeu urâtă și persecutată de lume este educată și disciplinată în școala lui Hristos pe pământ. Ei umblă pe calea cea strâmtă și sunt curățiți în cuptorul suferinței. Cugetări de pe muntele fericirilor, pagina 32. Creștinismul are o putere atât de mică în lume pentru că oamenii se fălesc cu numele lui Hristos, dar viața lor îi tăgăduiește caracterul. Numele Domnului este dezonorat din această cauză. Cugetări 138. Adevărata biserică este descoperită. Nu? Care este adevărata biserică? Strigătele se aud în stânga și dreapta. Veniți la noi. Noi avem tot adevărul. Noi suntem ultima biserică. Doar aici. Doar aici. Nu este așa ceva. Sunt doar pretenții. Biserica adevărată va descoperi caracterul lui Dumnezeu. Dacă descoperi caracterul lui Dumnezeu în membrii ei, în cazul acesta, este biserica lui Dumnezeu. Dar dacă descoperi tot mai mult egoism și mândrie, e altcineva acolo. Dacă vezi ură și vrăjmășie și lipsa unității adevărate, dacă dragostea nu este la ea acasă, acolo nu este. Nu este a lui, pentru că cine este a lui trebuie să aibă spiritul lui, trebuie să aibă caracterul lui. Care este dovada uceniciei? Suntem noi ucenicii lui. Ei sunt consumați de un zel arzător care este luat drept religie, dar caracterul este adevărata probă a uceniciei. Au ei blândețea Domnului Hristos, au ei umilința lui și bunăvoința lui plăcută. Este templul sufletului golit de mândrie, de aroganță, egoism și critică, dacă nu, înseamnă că ei nu știu de ce spirit sunt stăpâniți. Ei nu își dau seama că adevăratul creștinism constă în aduce multă roadă spre slava lui Dumnezeu. Mărturii pentru comunitate, volumul 5306. După roadele lor îi veți cunoaște. Roada ucenicii, suntem ucenici, dacă sunteți ucenicii mei, veți aduce multă roadă, pentru că veți fi în mine și eu în voi, nu veți fi ca vița în butuc. Nu, iar asta înseamnă că seva, viața lui va curge în noi, vom avea caracterul lui, asta e dovada că suntem ucenicii lui, dacă nu, nu avem altă dovadă decât pretenții absurde. Roadele pe care le aducem sunt singurul test al caracterului pomului înaintea lumii, care ar trebui să fie lucrarea unui pastor credincios. Dacă biserica trebuie să, scopul bisericii este să prezinte caracterul lumii, ce ar trebui să facă un pastor care educă oamenii, care îi pregătește oamenii, decât să pregătească pentru scopul existenței bisericii, nu? Candidații ajungi la maturitate ar trebui să înțeleagă mai bine decât cei mai tineri care este datoria lor. Pastorul bisericii are și el o datorie de împlinit față de aceste suflete, aceea de a ști dacă ei au sau nu obiceiuri și deprinderi rele. E de datoria pastorului să aibă adunări speciale cu ei. Țineți-le lecturi biblice, vorbiți-le, rugați-vă cu ei și arătați-le lămurit ce anume cere Domnul de la ei. Citiți-le învățătura Bibliei cu privire la convertire. Arătați-le care sunt roadele convertirii, dovada că ei iubesc pe Dumnezeu. Arătați-le că adevărata convertire este o schimbare a inimii, a gândurilor și a obiceiurilor. Obiceiurile rele trebuie să fie părăsite, păcatele vorbirii de rău, geloziei, neascultării trebuie să fie îndepărtate. O luptă trebuie să se dea împotriva oricărei trăsături rele de caracter. Volumul 6, Mărturii pentru comunitate, pagina 96, arătați-le lucrul acesta, vorbiți-le de caracter, ajutați-i să învețe, să biruie, să se lupte cu defectele de caracter. Asta e lucrarea păstorului. Păstorul este total nepăsător. Vede egoismul și mândria, dacă le vede. Pentru că dacă sunt și în viața lui, cum ar putea să le vadă, nu? În atâtea biserici se răsfață egoismul. Oamenii trăiesc pentru ei înșiși. E păcat capital. Este ceva anti-Dumnezeu. Mândria este păcat luciferic, care l-a făcut dintr-un înger un demon. Sunt atâtea defecte. Vede răutatea, răceala, lipsa de iubire. Sau ar trebui invidia, care imagină pe membrii, disputele.
disensiunile, toate astea sunt probleme de caracter severe, dar nu învață nimic în direcția aceasta. Nu învață pe oameni ce lupte au de purtat cu propriile probleme. Atunci ce păstor este? Încotro îi păstărește? La ce apă îi duce? Chiar la începutul vieții creștine, fiecare credincios ar trebui să fie învățat principiile fundamentale ale credinței. Iar ar trebui învățat că nu e de ajuns a ști că este mântuit prin sacrificiul Domnului Hristos și că el este dator să facă astfel ca viața Domnului Hristos să fie viața sa, iar caracterul mântuitorului să fie caracterul său. Toți trebuie să învățăm faptul că avem de purtat poveri și că trebuie să ne debarasăm de inclinațiile firești. Pildele Domnului, pagina 58. La începutul vieții creștine trebuie să-l învețe că trebuie să se asemene cu Mântuitorul. Vorbim de evangelizare apoi. Biserica face evangelizare. Ce înseamnă lucrarea pentru salvarea de suflete? Mărturia tăcută a unei vieți autentice, altruiste și evlavioase are o influență aproape irezistibilă. Descoperind în viețile noastre caracterul lui Hristos, noi colaborăm cu el în marea lucrare de salvare de suflete. Noi putem coopera cu el numai dând pe față în viața noastră caracterul lui. Și cu cât este mai mare sfera noastră de influență, cu atât mai mult bine putem face. Pildele Domnului, pagina 340. Noi putem colabora cu el numai în măsura în care descoperim caracterul lui în viața noastră. Doar în felul acesta lucrăm pentru salvarea sufletelor. Ceea ce se face în restul este prozelitismul fariseii care înconjoară marea și uscatul, învață niște dogme reci, iar ei rămân neschimbați și face din ei membri de onoare ai bisericii, dar în același timp fii ai genei focului. De ce? Pentru că oamenii fără caracter se pierd fără caracterul hristic. Evangelizarea nu înseamnă transmiterea unor teorii, ci înseamnă descoperirea caracterului Hristos în membri. Asta este evangelizarea, că asta e scopul lui Dumnezeu, asta e scopul bisericii, asta e lucrarea, lucrarea se fundamentează pe caracterul divin. Atunci redeșteptările adevărate, care sunt roadele care le aduc? Voi citi din Marea Luptă, pagina 462. Pretutindeni de cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat cu credincioșie. Rezultatele care au urmat au atestat originea divină. Hai să vedem ce rezultate au atestat originea divină a acestei lucrări. Duhul lui Dumnezeu a însoțit solia slujitorilor săi, iar cuvântul a avut putere. Aceste suflete au adus roade vrednice de pocăință, au crezut și au fost botezați și apoi s-au ridicat să meargă într-o viață nouă, făpturi noi în Hristos Iisus. Nu pentru a se modela după poftele de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu să calce pe urmele sale, să reflecte caracterul său, să se curățească după cum el este însuși curat. Lucrurile pe care odinioară le urau, acum le iubeau, iar lucrurile pe care odată le iubeau, acum le urau. Cel mândru și încrezut în sine a devenit blând și umil cu inima, cel arogan și înfumurat a devenit serios și modest, cel profan a devenit respectos, bețivul a devenit sobru și desfrânatul a devenit curat. Modele deșarte ale lumii au fost părăsite, reteșteptările au adus o adâncă cercetare a inimii și umilință. Roadele acestor reînviorări se vedeau în sufletele care nu se dădeau înapoi de la lepădare de sine și sacrificiu, ci se bucurau că erau socotite vrednice să sufere o cară și necaz pentru Hristos. Oamenii vedeau o transformare în viața celor care mărturiseau numele lui Iisus. Roadele adevăratelor redeșteptări. Și cele care nu aduc astfel de roade, ci doar un entuziasm fals, vai ce au venit, s-au botezat nu știu câți, s-au umplut biserica de oameni, nu, ce treziri, ce entuziasm. De fapt, ăștia sunt redeșteptări false, care apelează mai mult la sentimente și imaginație, dar oamenii nu se transformă, caracterul lor rămâne același, doar că au venit la biserică și un extaz îi însoțește. Redeșteptările adevărate duc la transformarea caracterului. Asta înseamnă că omul s-a trezit și Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața lui. Ar fi bine să le recunoaștem pentru că vom fi vizitați de tot felul de lucrări care vor avea pretenția că sunt conduse de Duhul lui Dumnezeu, de deșteptarea Duhului. Să avem grijă ce căutăm, să avem grijă cum etichetăm și cum vedem, să nu punem lucrarea lui Satana, să-i spunem numele lui Dumnezeu acolo și invers, pentru că asta înseamnă o mare înșelăciune. Ce înseamnă să fim pregătiți pentru cer, pentru a ne întâlni cu Dumnezeu, nu? Până la urmă, ce va determina faptul dacă vom da fața cu Dumnezeu sau vom fi distruși de prezența Sfințenii sale? Să nu fim înșelat. Dumnezeu nu poate fi bajocorit. Nimic altceva decât Sfințirea te va pregăti pentru cer. Numai evlavia experimentală
sinceră, este cea care îți poate da un caracter curat și înălțat și te va face în stare să intri în prezența lui Dumnezeu, care locuiește în lumină de neapropiat. Caracterul ceresc trebuie să fie obținut pe pământ sau nu mai poate să fie obținut deloc. Mărturii pentru comunitate, volumul 2, 268. Pregătirea pentru cer este caracterul. Și aici se face. Dacă nu, nu-l vom obține niciodată. Dacă vrem vreodată să avem o credință fermă și o speranță reală, nu o nădejde înșelătoare, va trebui să fim ca el în caracter. Să fim ca el în caracter atunci când ne vom întâlni cu el. Mare încercare care va veni. Zilnic, lucrătorul pentru Dumnezeu trebuie să învețe înțelesul predării de sine. El trebuie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, învățând să-i pătrundă înțelesul, să se supună preceptelor sale. Astfel îl poate atinge standardul desăvârșirii creștine. Zi de zi Dumnezeu lucrează cu el, perfectându-i caracterul care va trebui să stea ferm în timpul încercării finale. Și zi după zi credinciosul reprezintă un minunat exemplu. Deopotrivă înaintea oamenilor și a îngerilor, arătând ce poate face Evanghelia pentru ființele umane căzute. Zi de zi Dumnezeu lucrează cu el, perfectându-i caracterul care va trebui să stea ferm în timpul încercării finale. Încercarea finală va avea de-a face tot cu caracterul. Va arăta dacă ai caracterul format după chipul lui Hristos sau nu. Asta va însemna că vei sta în picioare sau vei cădea. Ce tip de caracter ai dezvoltat? Caracterul se dă pe față în timp de criză, când vocea plină de seriozitate proclamă miez de noapte, iată mirele, ieșiți-i întâmpinare. Și fecioarele adormite s-au trezit din somnolența lor, atunci s-a văzut cine s-a pregătit pentru acest eveniment. Ambele părți au fost luate prin surprindere, numai că o parte era pregătită pentru această împrejurare critică, iar cealaltă parte a fost surprinsă, nepregătită. De ce? Pentru că era o problemă de caracter. Atunci se vede caracter. Caracterul se dă pe față în timp de criză. Numitorul comun este tot caracterul. El va fi testat în ziua încercării finale, când marea încercare va veni să încerce pe locuitorii pământului. Se va vedea ce caracter ai dezvoltat. Apoi, un singur defect cultivat în loc să fie învins, îl face pe om imperfect și închide în fața lui porțile cetății sfinte. Cel care intră în cer trebuie să aibă un caracter fără pată, zbârcitură sau orice altceva de acest fel. Eșecurile și murdările nu vor intra acolo. În toată oștirea celor răscumpărați nu va fi văzut niciun defect. Solii pentru tineret, pagina 145. Știu că mulți sunt trimiși la locuri de verdeață în sânul lui Avram sau pe Marea de Cristal de pastori, de preoți. Nu. Ideea este că aceasta este condiția. Dacă omul intră în mormânt plin de defecte de caracter, fără să cunoască biruința, fără să dobândească caracterul lui Hristos, cum îl trimiți în sânul lui Avram? Cum îl trimiți pe Marea de Cristal când acolo este oastea biruitorilor, celor care au biruit, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta? Nu ne dăm seama că un singur defect înseamnă perpetuarea unui diavol acolo, înseamnă din nou de la un singur păcat să pornească aceeași istorie tristă. Așa ceva nu se va întâmpla, e doar în mintea noastră. În mintea noastră care am sacralizat păcatul. Pastorii care spun nu-i posibilă biruința. De fapt, îi umplu pe enoriași cu idei false despre așteptările lui Dumnezeu. Cei care spun e în regulă chiar ce, dacă biserica e slabă, trebuie să fie slabă și defect, plină de defecte, că ea e obiectul grijii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ia slab și plin de defecte din cariera lumii acesteia. Dar puterea răscumpărătoare a Domnului Iisus, viața Lui împărtășită nouă, ne duce la biruință deplină. Asta e lucrarea Lui în noi, care trebuie să facă acum și aici, dacă nu se va face niciodată și dacă nu vom avea niciun loc acolo. Iar lucrurile acestea trebuie să fie respicat, spuse, pentru că s-a făcut rost de un caracter sfânt și perfect pentru fiecare copil al umanității. Asta este darul lui Dumnezeu pentru noi, că nu-L vom primi, asta e problema noastră, alegerea noastră, dar biruința este posibilă. Acolo unde lipsește religia în cămin, declararea credinței este fără valoare. Mulți se amăgesc pe înșiși cu gândul că la venirea lui Hristos caracterul le va fi transformat. Însă când El va veni, inima nu va fi convertită. Noi trebuie să ne pocăim de defectele din caracterul nostru aici și prin harul lui Dumnezeu trebuie să le biruim până la încheierea timpului de probă. Acesta este locul în care trebuie să corespundem pentru familia de sus. Căminul Adventist 320. Aici și acum se biruie defectele. Nu. Ați auzit probabil de ideea că atunci când va veni ne schimbă El.
este de fapt o amăgire. Cine o transmite e un amăgitor. Poate să fie el băgat, îmbrăcat în sutane sau în haine de predicator, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aici, acum și aici, este locul în care să biruim defectele de caracter. Vorbim de judecată, de cercetare, de balanța sanctuarului, de cântarul ceresc. Oare ce se cântărește? Fiecare dintre noi avem pe rol un dosar la tribunalul cerului. Caracterul este cântărit în balanța sanctuarului. Și trebuie să fie dorința arzând a tuturor de a umbla în umilință și cu multă grijă ca nu cumva neglijând să lase ca lumina lor să lumineze lumea, să cadă din harul lui Dumnezeu, să piardă tot ce este de valoare. Mărturii pentru comunitate, volumul 5, 280. În balanța sanctuarului, judecata, după ce se va face, caracterul. Pentru că asta, de fapt, se scrie. După cum un artist pe tabla lui de pictură sau o poză fixează imaginea foarte clar, tot așa și trăsăturile noastre de caracter sunt înregistrate. Asta se pune în balanța sanctuarului. Caracterul este verificat. Ce caracter am dezvoltat? Acesta e probator, aceasta înclină, asta stabilește destinul. Sigilul lui Dumnezeu se va pune pe ce? Ce va însemna sigilat? Pentru că scrie de această sfântă și solemnă lucrare, că îngerul sigilării, am văzut cum alergau, nu? Să se pună un sigiliu. Cum pot tații și mamele să reprezinte caracterul lui Hristos în viața de cămin când ei sunt mulțumiți să atingă un standard scăzut și ieftin? Sigiliul viului Dumnezeu va fi așezat numai asupra celor care vor purta o asemănare cu Hristos în caracter, în urmarea copilului 183. De ce? Pentru că însăși sigiliul lui Dumnezeu înseamnă amprenta perfectă a caracterului lui Dumnezeu. Nu va fi pus decât pe caractere fără pată, fără zbârcitură. Apoi, în timpul din urmă, ceva este implicat, legat tot de caracter. Chiar chipul lui Dumnezeu trebuie reprodus în oameni. Onoarea lui Dumnezeu, onoarea lui Hristos e implicată în perfecțiunea caracterului poporului său. Mai citesc o dată. Onoarea lui Dumnezeu, onoarea lui Hristos e implicată în perfecțiunea caracterului poporului său. În alta noastră chemare, pagina 151. Deci, de ce e implicată onoarea lui Dumnezeu în perfecțiunea caracterului unui om? Pentru că prin oameni Dumnezeu va răspunde la acuzațiile care i-au fost aduse, că legea nu este dreaptă, că legea nu poate să fie ținută, că Dumnezeu îi condamnă pe oameni, îi pune să facă lucruri care le sunt imposibile. Sunt doar, e nămolul aruncat de diavol, sunt imputele și sunt lucrurile mincinoase care a aruncat diavolul asupra caracterului Dumnezeu. Dumnezeu urmează să fie justificat prin caracterul descoperit în poporul său. De aceea eu îl dezonorez prin caracterul meu. Dacă caracterul meu nu este exact ca lui, eu de fapt dau dreptate pretențiilor mincinoase și sfidătoare ale diavolului. Iar în ultima luptă asta va fi și marea demonstrație. Citesc în a doua Tesaloniceni 1:10, când va veni Hristos în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Va fi privit Hristos cu uimire în toți cei care vor. Te vei uita la el sau la ea dintre cei mântuiți și vei vedea pe Hristos în el sau în ea. Va fi privit cu uimire, proslăvit în sfinții săi și privit în uimire în toți cei care vor fi crezuți. Voi citi un pasaj extraordinar din Mărturii speciale pentru predicatori, pagina 14-15. Domnul Iisus încearcă inimile omenești prin dezvăluirea îndurării și harului său bogat. El este autorul unor transformări atât de uimitoare, încât Satana, cu toată lăudăroșia lui arogantă, cu toată confederația răului strâns împotriva lui Dumnezeu și legilor sale de guvernământ, rămâne nemișcat, privindu-i cum stau asemenea unei fortărețe imposibil de cucerit prin sofismele și amăgirile lui. Ei sunt pentru el, pentru Satana, o taină, oamenii ăștia transformați. O taină cu neputință de înțeles. Îngerii lui Dumnezeu, serafimii și heruvimii, puterile trimise pentru a coopera cu unelte omenești, privesc cu uimire și bucurie cum oamenii căzuți, copii ai mâniei, dobândesc prin călăuzirea lui Hristos caractere după asemănarea divină pentru a fi fii și fiice ale lui Dumnezeu și a juca un rol important în ocupațiile și plăcerile cerului. Biserica,
înzestrate cu neprihănirea lui Hristos. Este depozitarea sa în care urmează să se arate bogăția îndurării sale, a iubirii și harului său în ultima și deplină demonstrație. Deci Dumnezeu are o ultimă și o deplină demonstrație de făcut pe pământul acesta și după aceea se va striga taina sa sfârșit. Îngerul va striga că taina lui Dumnezeu a luat sfârșit. Această taină este Hristos în oameni, Hristos în voi, nădejdea slavei. Satana va rămâne bălăbănindu-se mut de uimire, încercând toate sofismele, amăcirile lui meșteșugite și va vedea că nu poate să facă nimic. Îngerii vor rămâne plăcuți, surprinși și uimiți când vor vedea ființele astea care altădată erau copii ai mâniei și slabi. Ce caractere perfecte, atât de statornice, caracterul lui Hristos manifestat în oameni. Asta e ultima demonstrație, asta e ultima lucrare, asta e ceea ce vrea Dumnezeu să facă înainte de a trage cortina, de a încheia totul. Asta se așteaptă de la biserica sa din timpul din urmă. Nu mândrie, nu aroganță, nu lucrare lumească. Nu caracter. Știm că îngerul din Apocalipsa 18 a umplut pământul cu slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu e caracterul lui și pământul va fi plin de cunoștința slavei lui Dumnezeu ca fundul mărilor de apele care îl acoperă. Atunci Dumnezeu va spune s-a sfârșit, atunci Babilonul va fi acuzat. De ce? Pentru că Dumnezeu a arătat tot ce are de arătat. Ai cei care așteaptă venirea mirelui. Trebuie să spună poporului, iată Dumnezeul vostru, iată înseamnă uită-te. Ei trebuie să se uite, să-L vadă pe Dumnezeu. Unde? Ultimele raze ale luminii Harului, ultima solie de Har care trebuie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii sale. În propria lor viață și în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Pildele Domnului, pagina 283. În propria lor viață trebuie să vadă caracterul lui Hristos. Sunt ultimele raze, ultima solie de har este o descoperire a caracterului iubirii Mântuitorului. Și atunci ce se va întâmpla? Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să se manifeste în biserica sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni să ia la sine ca ai săi. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni să ia la sine ca ai săi. Mulți spun, o, dar ar veni Domnul. Aud astfel de mai mult nu dorințe evlavioase, ci mai mult de suspinuri murmurătoare. O, dar ar veni Domnul. Păi dacă ar veni Domnul, de ce ar veni Domnul să te ia când nu se meniși pe departe cu El? Când nu i-ai acceptat caracterul, când tu ai o viață separată, viața ta produsă de El, la un alt izvor. Domnul Iisus va veni, de ce întârzierea și biserica spune, o, Doamne, vino, vino. Ca și când El ar întârzia dacă ar fi ceea ce trebuie. Sigur, când va vedea caracterul său în mod perfect reprodus în urmașii săi, va veni să ia la sine, pentru că asta a fost scopul, asta înseamnă mântuirea, asta înseamnă ultima demonstrație, asta înseamnă încheierea cortinei, asta înseamnă răspunsul la acuzațiile mincinoase ale diavolului. Totul depinde de caracter. Și este ceva ce urăște Dumnezeu. Aș vrea un ultim pasaj, erau mult mai multe, dar le veți descoperi dacă veți considera că e importantă problema. Caracterul e personal. Fiecare dintre noi are o lucrare de realizat atât pentru prezent cât și pentru veșnicie. Dumnezeu detestă indiferența cu privire la formarea caracterului. Scrisoarea 223-1903. Dumnezeu urăște, detestă indiferența creștinilor cu privire la formarea caracterului. Și cred că detestă atâtea adunări în care vorbim tot felul de lucruri, dar nimic practic, rămânem cu caractere neschimbate, care sunt stridente, sar defectele în ochi și nu le vedem, dar în schimb vorbim pompos. De ce este în cerul, de ce, cum e perdeaua din cerul sau ce se va face, încercăm să despicăm firul în patru, dar nu vedem egoismul țipător, nu vedem mândria, nu vedem nesimțirea, nu vedem urăciunile din viața noastră. Nu înțelegem ce se întâmplă cu noi. Haideți să tragem câteva concluzii. Înțelegem care e numitorul comun, sigur. E prea evident, e prea izbitor. Numitorul comun este caracterul. Dacă formarea caracterului e numitorul tuturor lucrurilor importante, de ce nu ne concentrăm atenția pe acest lucru? Dacă vedem că toate se țin de acolo, că toate tânjesc,
țintesc acolo, că toate duc acolo, că toate problemele vin de acolo de asemenea. De ce să nu ne concentrăm? De ce nu se vorbește în biserică și de ce în adunări nu se vorbește despre acest lucru? Cum ne-am putea schimba în caracter dacă nu caut schimbarea de caracter? Știți, cine caută, găsește și găsești ce cauți. Dacă nu cauți un anumit lucru, cum ai putea să-l găsești? Și cum te-ai putea schimba dacă nu înveți continuă despre schimbare și cercetezi, de fapt, lucruri care nu duc la schimbare, ci duc în altă parte? Dacă învățătura, ai grijă, ce învățătură? Biblia a fost jefuită de puterea ei transformatoare. Religioși au transformat-o într-o carte de doctrine sterile și teorii goale, fără putere. Aceasta este una dintre cele mai mari mistificări și înșelăciuni realizate de diavol, mai ales în timpul din urmă. Cu Biblia în mână, oamenii sunt tot mai netransformați și mai defectuoși. Cu Biblia în mână, vorbim tare și sus, oamenii nu văd că, de fapt, i-au schimbat tenta, i-au schimbat scopul. Ai nevoie de adevăr care transformă. Am nevoie de așa ceva și trebuie să caut așa ceva dacă vreau să ating scopul lui Dumnezeu. Am nevoie de adevărata Evanghelie care schimbă minți, caractere și vieți. Am nevoie de adevărul care să-mi descopere defectele, care să-mi cerceteze profund viața, care să-mi ucide eul, care să mă ajute să înving defectele de caracter și care să mă umple cu virtuțile caracterului Domnului Hristos. Vreau să mă concentrez pe acest lucru și să las la o parte orice religie sterilă și orice doctrină care nu duce aici. Pentru că adevăratele doctrine, adevăratele adevăruri duc aici, ăsta e scopul Scripturii. Vreau să caut lucrul acesta și dacă ați înțeles că este important acest subiect, putem căuta împreună, Dumnezeu să ne ajută și ca rod final să avem un caracter asemenea lui Hristos, pentru că asta îl va proslăvi, asta îi va face cea mai mare bucurie, pentru că asta așteaptă. Astea sunt roadele care îl vor mulțumi, asta este exact rezultatul jertfei și sacrificiului lui. Fără așa ceva, totul este o pierdere. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne scoate în evidență lucrurile importante. El să fie lăudat și să ne ajute la acest caracter, la formarea acestui caracter după chipul divin. Amin. Amin.